Mii de copii din Vaslui au plecat acasă cu ochii în lacrimi de la întâlnirea tradițională cu Moș Crăciun, deși autoritățile au promis că au pregătit mii de cadouri. Cei mai mulți dintre copii n-au primit nimic. Bine. Deci îl auziți și îl vedeți cu ochii dumneavoastră, suntem în live. Am scris și data, că e 24-12. În fața noastră se află Moș Crăciun. A venit cu autobuzul, vreau să vă spun. A lăsat trenii la intrarea în Vaslui. A trimis ajutoarele de a umplut aici căsuțele cu cadouri. Sunt mii de cadouri, ce să vă zic. Dacă mai sunteți pe acasă, veniți. Sunt 5.000 de cadouri. Copiii din Vaslui au fost amăgiți de autoritățile locale cu mii de cadouri de la Moș Crăciun. Oficialii s-au lăudat în gura mare că cei mici vor pleca acasă încărcați de daruri. Uitați ce frumos este că Moș Crăciun împarte daruri la toți copiii. Cele 5.000 de cadouri au fost însă în realitate câteva sute. După ce au stat răbdători la coadă, micuții au plecat acasă cu ochii în lacrimi. Nu, dar ce știți? Nu mai sunt? Nu mai s-au terminat cadourile, le-am dat la toți copiii. Autoritățile dau vina pe copii pentru că ar fi luat mai multe pachete decât aveau voie, însă promit că vor aduce noi daruri de anul nou.